O sumă de bani datorată de una dintre femei cumnatei sale a iscat un scandal între cele două atunci când s-au întâlnit la școală pentru a-și lua copiii. De față a fost și sora datornicei, care a intervenit și ea în bătaie. Scandalul nu a fost observat de conducerea școlii. Precizez că locul respectiv se află pe alea care face legătura de la intrarea în curtea școlii și curtea școlii efectiv. Este un loc de unde profesorii de serviciu din curtea școlii nu au acces vizual, nu pot să vizualizeze locul respectiv. Este foarte aproape de poartă. A fost un conflict între aceste două doamne în curtea școlii Ștefan Protopopescu, atât. În incinta școlii nu au intrat, nu s-a produs niciun fel de altă, eu știu, agresiune la nivelul unității sau în interiorul unității școlare asupra unor elevi sau nu a fost deloc perturbat activitatea educativă de acolo. Bătaia dintre cele trei mămici care și-au reglat conturile personale în curtea școlii a ajuns în atenția organelor de poliție. Pentru fapta lor, femeile sunt cercetate penal. În urma activităților desfășurate, persoanele în cauză au fost identificate și au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire și alte violențe. În urma incidentului de la școala Ștefan Protopopescu din Slatina, primăria a dispus suplimentarea numărului de camere de luat vederi, astfel încât toată zona să fie monitorizată video.